Guvernarea păstorită de Klaus Iohannis, care continuă să ascundă românilor numărul real al deceselor de COVID-19, poate fi numită de azi înainte Coaliția Răului Binefăcut. Guvernul actual a dezinformat voit populația României numai din dorința de a prelungi în continuare starea de alertă. În toată această perioadă, guvernul a impus restricții care au încălcat Constituția României privind drepturile fundamentale ale cetățenilor: dreptul la sănătate, la învățământ, dreptul la cultură, dar și dreptul la libera circulație. Este o diferență enormă între un diagnostic principal și un diagnostic secundar atribuit unui pacient. Iar conform datelor date de Ioana Mihăilă, ministrul sănătății, după atâtea bâlbâieli și neclarități pe care le-a dat publicității, tot aceasta a raportat la INSP că pe tot parcursul anului 2020 doar 227 de români au decedat din cauza COVID, adică doar 1%, iar restul de 25.875 au avut ca diagnostic secundar COVID. Ce înseamnă acest lucru? Că oamenii au murit din cauza altor boli, doar că în subsidiar au fost depistați pozitiv la testul COVID. Mustrându-i conștiința, unii medici au asumat atunci să treacă în paranteză la unii decedați COVID că adevărata cauza morții era de fapt atacul vascular, cerebral sau infarctul. Deși legea lui Nelu Tătaru le impunea clar să declare deces COVID orice testat pozitiv, indiferent de adevărata cauza morții, medicii au sfidat această absurditate în raportări. Declarația unui medic face lumină. Din martie până în septembrie 2020 am avut 100 de decese așa zise COVID, iar din acestea, după părerea mea, circa 40 erau cu pneumonie COVID, iar la celelalte nu COVID-ul a fost factorul determinant. Protocolul de declarare a deceselor mi s-a părut greșit, iar unii pot fi tentați să scrie la punctul 1 COVID și la punctul 2 cancer, deși era invers. Medicii noștri, după ce au văzut cam cum decurg lucrurile, nu s-au mai raportat la legislația asta care spune că trebuie să treacă mai întâi COVID și apoi afecțiunea de bază mai profundă și au început să le pună invers, așa cum făceau și înainte de pandemie. Și atunci când COVID este la punctul 2, nu mai apare ca decedat COVID în platforma de raportare, ne-a declarat dr. Oana Mihaela Secară, medic primar al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh, dr. Luca Onești, Spitalul Suport COVID.